Mâine plec alături de echipa UNICEF. De curând am fost în Moldova, în zona Bacău, unde un proiect extraordinar se derulează. Foarte pe scurt o să-ți spun că UNICEF pledează pentru ca în fiecare comunitate să existe 3 specialiști mereu la dispoziția copiilor. Un asistent social care bate din ușă în ușă, intră din casă în casă, descoperă cazuri care stau ascunse după uși, cu lacăt, să spun așa, descoperă situații imposibile, copii fără acte, niște situații dramatice uneori, sau copii care nu sunt lăsați să meargă la școală de către părinți, sunt folosiți, să zic așa, la muncile casnice și nu au șansa de a merge la școală și ei îi ajută, după aia, asistentul social, spuneam, asistentul medical comunitar, care îi ajută să înțeleagă drepturile pe care le au pe parte medicală, îi ajută atunci când sunt probleme serioase medicale. De exemplu, au fost descoperiți în anumite case copii cu dizabilități despre care părinții, din lipsă de educație, nu știau că au o dizabilitate. Neintervenind, incredibil, neavând, neocupându-se să-i scoată, de rușine nu-i scoteau din casă, părinții aceștia practic le puneau o pecete pe întreaga viață, pentru că ei n-aveau șansa să ajungă pe mâna unui doctor și n-aveau șansa să, cum să zic, să ia boala mai de la început, da, și să vadă ce absolut e de făcut. Da. Așa, și un consilier școlar. Consilierul școlar este cel care este și confidentul copilului. Știe să-l tragă de limbă, dar folosesc expresia asta într-un sens pozitiv, să-l asculte, să afle ce are pe suflet, să afle ce se întâmplă uneori absolut acasă. Poate e violență în familie, poate e o altă problemă. Nu se știe niciodată. Deci UNICEF pledează pentru existența în fiecare comunitate acestor 3 specialiști, care nu există la nivelul țării în momentul acesta. Există localități unde există un asistent social la mii de copii și de oameni maturi. Păi când să-i asculte omul acela, da, și cu ce putere pe toți și să-i și urmărească pe parcurs? Deci oamenii ăștia bat din ușă în ușă, intră din casă în casă, descoperă cazuri, le trec într-un sistem computerizat la nivel național. UNICEF poate verifica în orice moment în sistemul acesta computerizat cazurile și gravitatea lor și colaborează cu autoritățile statului și la nivel local și până la nivel de ministere, astfel încât să se rezolve aceste probleme. Mi se pare extraordinar și o nevoie ca treaba asta să existe la nivelul întregii țări.